În acest weekend, atracția ieșenilor a fost roata panoramică amplasată pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt. Unii dintre ei au admirat luminile roții, însă mulți au îndrăznit să și urce și să privească frumusețile orașului de la înălțime. Am vrut să fotografiez. Vreți să aveți aminti? La depoț. Eu azi am văzut-o. Aseară n-am fost. Alaltă seară nu cred că am mai fost. Și ați venit să imortalizați momentul? Venit special. Acum, da, și chiar a fost foarte frumos. Chiar e foarte frumos orașul ăsta. Îmi place așa atmosfera de Crăciun. Da, adorăm Crăciunul. Și cum a fost? Ce ai văzut de sus de acolo? Orașul e privește foarte mișto și merită. Era mai frumos dacă erau și luminițele aprinse. Da, da, mai încercăm o dată, peste câteva săptămâni și atunci... O să fie mai frumos. Da. Atât pe pietonal, cât și în restul orașului au fost deja amplasați și ornați peste 800 de brazi în ghivece. Alți 14 brazi mari vor fi decorați în Parcul Copou, Parcul Expoziției, Piața Unirii, Păcurari și în alte puncte de atracție ale orașului. Au pus și brăduții? Au pus brăduții, dar nu-i lumină. Când o să fie lumină, ca asta, eu uitam. Când ne-a tras anul trecut în roata norocului aici. Acum ce să filmez? N-ai nici fac poze, nici nimic. Poți să ne trage aici la mașinuță. Așteptați ziua de 1 decembrie să pornească luminițe? Da, da, să fie, poate vedea frumusețile așa. O să fie și zăpadă, o să fie mai frumos, mai plăcut, mai cu atmosferă. Cum vi se pare până acum pietonalul? Au pus și brăduții, dacă vedeți? E frumos, numai nu au dat drumul la... Așteptăm luminițele. La fel ca în fiecare weekend, și copiii au fost prezenți pe pietonal. Pentru cei mici, atracția numărul 1 au fost mașinuțele și jocurile specifice lor. Unii dintre ei sunt deja cu gândul la Moș Crăciun și la ce daruri vor să primească din partea acestuia. Ce vă doriți de la Moș Crăciun? Haine. Eu vreau un PlayStation. Aștept să împodobești bradul? Ce vrei să-ți aducă Moș Crăciun? O păpușă. De care păpușă? Poate el te aude acum. Barbie. Iluminatul festiv va fi pornit pe data de 1 decembrie la ora 17:30 de pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt. În prima fază vor fi aprinse doar luminițele din zona centrală, urmând ca peste o săptămână să fie pornite și cele din restul orașului.